Din fericire, în Republica Moldova există mulți tineri care au reușit să facă acest lucru. Au îmbinat vocația și pasiunea pentru muzică cu muncă și respectiv au ajuns să trăiască din asta și pentru asta și să-și construiască o carieră în muzică, o carieră internațională. Sunt tare bucuroasă pentru că Marcel Lazăr, cunoscutul nostru pianist Marcel Lazăr, care este stabilit la Viena de ceva vreme, a acceptat să intre în legătură directă cu noi. Dragă Marcel, bună, te salut! Ce faci? Cum ești? Bună ziua! Sunt foarte bine, mersi mult. Acum sunt în Salzburg și tocmai am urcat pe un deal aici, de unde se vede această minunată priveliște. Sper că o vedeți și voi și savurez o zi cu soare în Salzburg. Ce frumos, se vede, se vede frumos, se vede bine. Of, Marcel, tu știi, noi astăzi vorbim în emisiune despre muzică și despre școala de muzică din Republica Moldova. Tu, ca mulți alți artiști, ai început aici, să faci studii în muzică la Chișinău. Cum ai descrie școala de muzică care se face la noi? Și, nu știu, cum simți că te-au pregătit profesorii tăi de aici, din Republica Moldova? Știți că e destul de complicat să vorbim acum despre școala de muzică din Moldova, fiindcă cumva școala de muzică care m-a pregătit pe mine nu mai este școala de muzică care este acum. Adică școala de muzică din Moldova este într-o cădere liberă, atât de rapidă, încât schimbările se văd și se aud. Și în momentul de față suntem așa, la pragul unei crize artistice, culturale, educative, în care școlile sunt aproape goale, nu mai sunt elevi, universitățile la fel, sunt foarte puțin dornici de a veni să studieze, există, nu știu, zvonuri, nu sunt foarte la curent, imposibil să greșesc, dar cum că Academia de Muzică nu ar mai exista ca o instituție separată, ci s-ar uni cu alte instituții. Și asta arată doar faptul că lucrurile nu stau neapărat foarte bine în Moldova în momentul actual. Adică acei specialiști care m-au pregătit pe mine și mulți alți specialiști sunt tot mai puțin interesați cumva, adică unii cu păreri de rău sau să zic așa au decedat, fiindcă e vorba de mulți oameni în vârstă care vin cu o școală veche, alții au plecat și tot exodul ăsta este în mare anvergură cumva și riscăm să rămânem foarte curând fără specialiști. Însă, dacă este să fiu optimist acum, spre sfârșit de asta, de frază, este că, într-adevăr, școala a fost bună, școala de Moldova a fost foarte bună, s-au pregătit instrumentiști foarte buni, s-au pregătit cântăreți buni, s-au pregătit muzicologi buni, mai sunt câteva rămășițe, să zic așa, câteva rămășițe pe aici colo, la vioară un pic, la pian un pic, și așa, două, trei instrumente unde mai sunt câțiva profesori care lucrează intens. În rest, avem de învățat multe de la școlile din vest. Marcel, uite, ne-ai dat o altă perspectivă asupra lucrurilor, știi? Pentru că noi vorbim așa în termeni optimiști întotdeauna și ne uităm mereu la numele mari care au pornit de aici, din Republica Moldova și au reușit să-și construiască un nume în muzică, printre care ești și tu. Și uităm să ne gândim puțin și la problemele din domeniu. Cred că n-ar trebui să uităm că, într-adevăr, Ilean Gârneț, Valentina Forneț, Alexandra Cononova și mulți, mulți alții au pornit din Moldova, dar au plecat. Trebuie să ne și întrebăm de ce pleacă, de ce cei mai buni studenți moldoveni acum, sau o mare parte, ca să nu exagerez, studiază în afara țării. De ce toți termină liceul de muzică, Porumbescu, Sarahmanov și pleacă? Asta înseamnă că avem undeva e o problemă acolo în sistem, că de ce nu se duc la conservator mai departe? Ce nu le oferă conservatorul? Ce nu le oferă piața de desfacere a muzicii clasice în Moldova, că acești muzicieni sunt nevoiți să plece? De asta e bine să ne mândrim că au plecat, dar în același timp e bine și trebuie să ne și întristăm că au plecat, că atâți oameni au plecat din Moldova.
Marcel, eu mai aveam să te întreb, de pildă, uite, atunci când ai mers la Cluj și ai început să studiezi la Academie de Muzică Gheorghe Dima de acolo, sau mai târziu la Viena când ai început să-ți faci studiile, ce cunosc oamenii de acolo despre Republica Moldova din perspectiva asta, a muzicii? Adică dacă spui Moldova, ei înțeleg că e vorba despre o țară de unde au pornit nume importante? Să fiu foarte, foarte sincer, nu foarte mulți oameni știu de Moldova. Deci avem câteva nume, însă trebuie să fim realiști, fiindcă să nu uităm câte nume au pornit din Germania, câte nume au pornit din Franța și câte au pornit din Moldova. Avem câțiva și cei care au auzit de Moldova, asta mă bucură, este că au auzit lucruri bune. Adică dacă cineva spune, da, știu pe cineva din Moldova, de obicei urmează, este un foarte bun violonist, este un foarte bun violoncelist, este un foarte bun dirijor, este un foarte bun muzician, este un foarte bun... Adică acele câteva nume care au reușit să evadeze din necunoscutul mioritic, se bucură de un prestigiu, să spun așa. Adică chiar sunt muzicieni care sunt cotați foarte, foarte bine și sunt foarte respectați pe scena internațională. Acum vorbesc de muzică clasică. Marcel, spune-ne puțin despre tine și planurile tale de acum. Ce faci acolo, în Salzburg, și unde mai mergi, unde mai pleci, ce mai faci? În Salzburg sunt cu doi prieteni. Este un hobby de-a meu de a filma concerte de muzică clasică și filmăm un concert de muzică clasică a altor prieteni, colegi de la Universitatea din Salzburg. Am învățat și în Salzburg aici. Și alt plan de-al meu, nu știu, poate ar trebui să menționez despre faptul că acum sunt partea Consiliului Tutelar care îngrijește cumva sau încearcă să promoveze proiectul de construcție sau reconstrucție a filarmonicii, fiindcă la sfârșitul septembrie s-au împlinit exact 2 ani de când a ars filarmonica și asta iarăși este un subiect foarte bun la tema noastră, cum se face că 2 ani Moldova nu are filarmonică națională și noi ne simțim deloc inconfortabil. Noi nu simțim deloc că ceva ne lipsește. Da, și sunt partea acestui consiliu. Sper că prin intermediul vostru acum să afle mai multă lume că există un proiect, se cheamă Rising Philharmony, Filarmonica Renaște, în care este un concurs lansat recent de Ministerul Culturii, în care se încearcă să atragem concepte și idei de la case de arhitectură internaționale care se vină cu propunerea de a reconstrui filarmonica și eu cumva susțin împreună cu colegii mei, muzicienii fantastici, acest proiect. Și printre altele, mai cânt la pian, mai am timp, mai ies la natură. În Austria, toamna e aproape la fel de frumoasă ca în Moldova. Chiar mergeam acum pe dealurile astea și cântam Toamnele, în Austria, toamnele. Foarte frumos, Marcel, mersi mult că te-ai desprins un pic din programul tău obișnuit de acolo și ai intrat în legătură directă cu noi. Ai punctat niște lucruri care cred că trebuie punctate. Am vrea să putem să discutăm și soluții concrete pentru aceste probleme pe care le-ai menționat, dar asta le lăsăm pentru alte ediții. Da. Eu îți mulțumesc foarte mult, succes, sănătate, te așteptăm la Chișinău cu mare drag. Tu știi. Mersi și eu foarte mult și sper că nu v-am demoralizat prea tare. Nu. O zi cu soare vă doresc tuturor. Mulțumim.